Andreas von Grof, primul câine cu brevet de intervenție în avalanșă din județul Maramureș, este complet operațional. Un câine de avalanșă poate contribui decisiv la salvarea victimelor, dacă intervenția se face în timp util, însă își poate dovedi utilitatea și în cazurile nefericite, în care cei prinși sub zăpadă nu supraviețuiesc. Echipa canină a Serviciului Public Județean Salvamont Mureș, alături de Tas von Grof, ciobănescul olandez de 1 an și 5 luni și conducătorul câinelui, Salvator Montan, se alătură echipei câini de avalanșă Salvamont România, absolvind cu brio examenul de brevet național pentru unitate canină de intervenție în avalanșă. Patrupedul a devenit astfel primul câine de intervenție în avalanșă din istoria județului Mureș.